Ei, lasă Hai, că mi-e rușine. merge și așa. Pot să încep? Da, hai. Așa. Deci, se numește organizația Boys in Black. Ok. Se îmbracă în negru. Mai detaliat se poate sau doar atâșeți? Negru și cu un pic de alb. Sacou, tricouri, pantalon, stofă de training, căciuli, pălării. Ok, bun. Altceva? Și cu măști negre. Așa, perfect. Asta mă interesa. Bun. Altceva? Liderul îl cheamă Huidu. Din buletin sau? Da. Le știu că asta, dacă puteți să mergeți o mapă de aia. Aveți acolo niște hârtii în fața dumneavoastră, chestia din stânga de pixuri. Și notați acolo pe aia. Un notepad mai futuristic. Vă zic direct aici, că văd. La 393, pe lângă e un garaj, acolo au ei casa. Au armament. Au elicopter. Mai spuneți odată ăla? Codul poștal? 393, un garaj acolo lângă. A, pe ruta 11, nu? Lângă ruta 11. Ok, dar bun. Acolo, în garaj, acolo stau ei, casa lor, au armamentul, au mașinile. Ceva armament, aveți idee cu ce plimbă băieții? Revolver, special carabin. Ah, interesant. Ok, bun. Cam atâta. Bun. Vehicule. Dacă știți cu ce vehicule umblă în general și dacă știți culoarea acestora. Un Vision gri cu leduri albe? Negru cu leduri. Bine. Câteodată umblă și fără leduri. Așa e Vision-ul, presupun? A, am înțeles. Ok, am văzut toată că l-am... Bugatti. Toată, doamna. Care nu s-aude deloc. Da, merge și gen... chiar nu s-aude. A, e electric. E de la... Are cumva LED-uri pe el? Lumini din ala lungi sau e simplu? E negru. Ok. Au elicopter. A, am înțeles. E o informație foarte utilă. Am înțeles. Ok, deci mi-a spus așa, o recapitulăm. Mi-a spus cum se numește organizația, mi-a spus locația lor, o luăm și noi în ordine, da. Mi-a spus că pe lider îl cheamă ceva Huidu. Da, Huidu. Ok. Mi-a spus de mașini, că circulă cu Mercedes Vision, Bugatti ceva electric, armament destul de bogat. Ce ați mai spus? Îmbrăcămintea lor, negru cu alb, măști, a spus alb cu negru sau? Măști negre. Simplu sau ceva? Da, simplu. Ok. Și cam atâta. Am ratat ceva? Organizați vreo 10, 6 inci. 10 sau 6? Păi, na, e cam mare diferența aia ta. Hai să luăm cel mai mare număr, întotdeauna e mai bine. Na, bun. Dumneavoastră, presupun că l-ați aflat cum trebuie, nu? Sau? Da. Na, bun. După aia, dacă mai am întrebări de domnul lider, chestor, ce-o fi el, să nu existe probleme. Na, păi, mulțumim frumos. Poți vedea.